Decizia privind schimbarea conducerii băncii tehnice a clubului Rapid CFR Suceava a fost luată într-o ședință cu ușile închise care a avut loc la Consiliul Județean Suceava. La ședința convocată de președintele Cătălin Nechiforu au participat conducătorii clubului Rapid CFR Suceava și primarul Ion Lungu. Nechiforu le-a transmis celor de la Rapid că va finanța echipa de fotbal cu condiția ca pe banca tehnică să fie adus Marin Barbu, cu care ar avea o relație de prietenie de mai mult timp. Conducerea Rapidului a acceptat această condiție, iar Ovidiu Murariu a fost anunțat chiar în timpul antrenamentului, care a rămas fără slujbă. Magiun, așa cum este cunoscut antrenorul Marin Barbu de Sucevene, a preluat clubul Rapid cu doar o săptămână înainte de primul meci oficial din sezon, cel din Cupa României cu Foresta Mălini. Obiectivul ceferiștilor pentru noul sezon al Ligii a doua va fi evitarea retrogradării. În vârstă de 53 de ani, Marin Barbu a mai antrenat formațiile Foresta Suceava, FC Brașov, Petrolul Ploiești, Cehlăul Piatra Neamț, Politehnica Iași, Juventus București, UTA Arad, Dunărea Giurgiu, Astra Ploiești, Calatis Mangalia și SC Bacău. În sezonul trecut, pe când se afla la cârma celor de la SC Bacău, Magiun a pierdut lupta pentru promovarea în Liga a doua, chiar în detrimentul grupării Rapid Suceava.